Așa, scumpa mea! Ai aici toate rechizitele! Zi frumoasă la școală! O să înveți cât mai multe lucruri! Da! Asta... Mi s-a rupt punga! Mi-au căzut toate lucrurile! Oh, nu, scumpo! Ok, nu-i bai! Se rezolvă imediat! Ia să vedem! Trebuie să pot folosi ceva de pe aici! O să găsesc rapid o soluție! Wow. Voila! Ți-a făcut un rucsac nou-nouț! Wow! Arată extraordinar! Gata! Am plecat la școală! Ne vedem după ce ajung acasă! Așa, domnișoară, ce rucsac vreți să luați la școală azi? Nu ala, e prea plictisitor și nu mai e la modă. Îl mai aveți și pe ăsta mov? Sau pe ăsta făcut din aur? Da, azi vreau să-l folosesc pe ăsta. Ați făcut o alegere excelentă, domnișoară Emma. Poftim, sigur veți avea o zi reușită azi. Fiu, ce bine că am scăpat! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale. Încă puțin? Wow, chiar mă pricep la asta! Stai să vezi ce fac eu! Voila! Uite, nu-i așa că e minunat? Wow! Dar cum e posibil? Genial! Wow! Ce e asta? Unde suntem? Le combinăm? Bine ați venit în noua voastră casă, dragele mele! Veți avea multă lumină naturală aici și multă apă! E bine, nu-i așa? Trebuie să țin praful la distanță! Și pielea mea are nevoie de hidratare! Vrei o mască facială? Ce răcoroasă e! Să nu-i de mâini! Ia și tu! Trăiască prietenele mele plantele! Oh, crezi că sunt amuzantă? Așa, cum ziceam... Poftim? Wow! Arată bine! Vreau și eu o prietenă verde! Nu arăți prea bine! Hai să vorbim! Niște apă ar trebui să te ajute! Ce altceva? Poate dacă te curăți bine? Te simți mai bine? Tot tristă pari! Asta e! Pot să mă așez aici? Planta mea e bolnavă! Nu știu ce să fac! Ale tale sunt atât de fericite! Camera mea e prea întunecată pentru ea! Nu-i bai! Fii atentă! Mai întâi, taie hârtia pe lungime! Și vei obține așa ceva! Pictează steluțe cu vopsea albă, apoi întoarce-o și pliază-o! Vezi cum obțin o cutiuță? Are și stele înăuntru! Nu uita să-i pui capacul! Gata! Am terminat! Wow! Hei! Ce e? Uite ce minunăție! Wow! Tu ai făcut-o? Arată foarte bine! Wow! Ce de stele! E cerul înstelat într-o cutie! Arată uimitor! Uite! Ce frumusețe! Mulțumesc! Oh! E timpul să înviem! Mult mai bine! Wow, ce drăguț! Hei, uite! Nu-i așa că e genial? E pentru tine! Pentru mine? Oh, mulțumesc! Au! Ai grijă! Ah, ok! Stai! Pare super trist! Trebuie să-l ajut să zâmbească! Sărăcuțul! Aoleu! Vai de mine! Ce i-ai făcut? Probabil că e sete! Știu! Alo? Da, imediat! E în regulă! Hai! Oh, te rog, domnule doctor, ajută-ne! E vina ei! N-am avut niciodată un cactus! L-a udat și... Opriți-vă! Vorbește! Hm? Ok, e trist! Cactusul? E deprimat? Serios? Nu știu, presupun... Pasionați ăștia de plante! N-am nevoie de asta, dar asta e bună! Ia să vedem! Ai febră? Nu e bine! Ia să te ascult! Inspiră și expiră! Aha, din nou! Fix cum credeam! Avem nevoie de aer! O să fii bine, micuțele! Iu, rezistă! Hai că poți! Hei, uite, zâmbește! O să fii bine, puștiule! Soarele ăsta nu e bun deloc! Rezultatul e o plantă tristă! Poftim? Mereu stric totul!
Nu spune asta! Nu e vina ta! Hei, cartonul ăla! Cred că am o idee! O să ajut pe Molly să fie iar fericită! Sau cartonul ăsta o să ajute! Dar mai întâi am nevoie de formele corecte! Super! Acum hai să le tăiem! Dar ai grijă! E o lamă foarte ascuțită! Gata! Mult mai bine! Acum să adăugăm câteva ornamente! Foarte frumos! Acum seamănă cu niște frunze de cactus! Și le prindem între ele! Poți face mai multe, vezi? Arată fix ca un cactus! E gata! Wow! Cactusul ăsta e pentru mine? Îmi place mult de tot! Va trăi pentru totdeauna, nu-i așa? Și poate sta liniștit în soare! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Nu-i așa că-s drăguțe? Molly? Oh, aha! Am acoperișul! Aproape! Gata! E ora de fort! Oh, e cel mai tare fort! Fetelor, sunteți aici? Ei bine, unde mi-e? Oh, aici era! Iu, mult mai bine! Pa! Ne trebuia aia? O să fie bine, îl reparăm noi cumva. Hai, gândește-te! Uite că vine! Țintește cutia, dragă! Ok, pot să o fac! Hei, fii atentă! Scuze, îți e mai bine fără mine? Pot să mai spui odată? În sfârșit mă pot concentra aici! Încă puțină bandă adezivă și niște vopsea! Hei, ia uite! Perfect! Nu pot rata coșul ăsta! Exact ca profesioniștii, nu-i așa? Ăsta e coșul câștigător! Wow! Ești gata? Hai să facem un test! Gata? Da! Uite cum se duce! Oh, hai afară! Chiar merge? Azi îmi stă nasol părul! Uf, haide! Ai atât de mult păr, Barbie! Atât de mult volum! Oh, salut! Nu flutura chestia aia la mine! Am nevoie de ea mai mult decât tine! Ah, da! Cine spune? Hei, oprește-te! Ea mea! Stai, mingea mea de fotbal! Am uitat că aveam chestia aia! Wow! Oh, da! Încă o mai am! Nu e ok, Molly! Stai, am cea mai tare idee! Și implică chestia asta mare! Cartonul e atât de versatil! Să vedem! De ce să aștept să mă duc în parc la joacă? Pot să dau goluri cu chestia asta! Îmi trebuie doar marcajele corecte! Vezi asta? Va ține elasticul ăsta, cunoscut și sub numele de poartă! Să nu uităm de mingile de fotbal! Woohoo! Ia uite! Vrei să joci? Wow! Ok, încep eu! Acum eu! Oh, uite! Nu prea cred! Ha, am reușit! Ce distractiv! A fost un joc bun? Oh, da! Hai să jucăm iar! Portocală! Nu! Serios? Sunt atât de neîndemânatică! Bleah! Nu, nu merită! Uf, nu vreau să mănânc păr! Haide, dispari! E bine? Acum e și mai rău! Plângi cumva? Ce s-a întâmplat? Uită-te și tu! Oh, nu-ți face griji! Pot să rezolv eu asta! Așteaptă! Gata! Mult mai bine! Asta le va fixa împreună! Ta-da! Destul de cool, nu-i așa? Uite cum se deschide, apoi bagă ăsta acolo! Mișcă-te, dragă! E mult mai drăguț decorat! Partea asta ține acadeaua ta! E destul de tare, știu! Salută-ți noul prieten! Ha? Uită-te la asta! Deschide-l! Wow! Te-ai prins acum? Nu se poate! Fără păr!
Mi-am terminat treaba aici. Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale. Salutare, căciuliță! Trebuie să ne fie cald. Frumos! Ești sigură că ai nevoie de toate astea? Este cald! Mă duc la plimbare! Serios? Îmbrăcat așa? Ha? Este mijlocul lunii iunie! Și ce dacă? Nu, scumpă, e prea cald! Sau nu e? Trebuie să ne facem propria zăpadă, folosind amidon de porumb și puțină apă! Acum amestecăm totul! Ok, ia uite! Tare! Uite, este solidă și apoi se topește! Ca zăpada reală! Mă gândeam eu că o să-ți placă! Mai am nevoie de câteva puncte și câștig! Hai, concentrează-te! Încă puțin! Hei, care-i problema? Nu mai e conexiune la internet? Nu-i corect! Atunci mă voi juca aici! Situația pare că se îmbunătățește! Oh, da! Așa! Prinde-l! Ha? Internetul din nou? Hai, de revino-ți! Absurd! Ce? Nu mai are baterie? Serios? Uf! Scumpo! Oh, ce s-a întâmplat? Nu mai are baterie! Îmi pare rău, dragă! Ce zici de ăsta? Acuși vine distracția, produsă de un carton! Cu atenție, poți face aproape orice cu el! Vezi? Perfect! Acum asamblăm totul! Și fixăm totul cu acest șnur! Această parte poate deveni puțin complicată! Dar am reușit! Și jucătoarea vedetă ești chiar tu! Vrei să te joci? Nu înțeleg! Privește! Comenzile sunt aici, vezi? Wow! Lasă-mă să încerc! Poftim! Vai, ce distractiv! Oh, gamerița mea crește! Salutare, elevi! Astăzi gătim! Veți avea nevoie de paste și de apă clocotită, ok? Apă clocotită? Tu chiar ești atentă? Nu, nu mă face să casc! Hei, la ce te uiți? Și eu pot să stau pe net, știi? Adăugați sarea! Hei, voi, fetelor, nici măcar nu mă ascultați! Alo? Hei! Clipul ăsta e senzațional, nu? Privirea aici acum! Da? Testul vostru e să pregătiți pastele astea! Bucătari, treceți la treabă! Hai, sunt cu ochii pe voi! Să începem să gătim? Nu te uita la mine, am ceva mai bun în minte! Mă apuc de preparatul ăsta! Să intre vedeta spectacolului! Ce e mai bun decât ketchupul? Extra pepperoni, desigur! E timpul să plouă cu el! Arată bine! O condimentăm puțin! Oh, a făcut singura o pizza? Pot face asta, dar eu prefer sandvișurile. Oh, da! Delicios! Pepperoni pentru mine, dragă! Trebuie să pun niște ketchup! Și uite așa, este gata! Oh, nu! De ce a trebuit să strănut? Îmi pare rău! Oh, te ajut eu! Poftim! Paste? Ce? Doar pune un pic și amestecă! Oh, mulțumesc! E timpul să schimbăm norocul! Și mai întâi adăugăm miere! Minunat! Ar trebui să fie suficientă! Acum adăugăm un pahar de apă! Apoi, niște gelatină! Ne asigurăm că amestecăm bine! Frumos!
Îți amintești de paste? Înfige-le astfel încât să străpungă suprafața. Așa, aproape gata. Seamănă cu un stup de albine, vezi? Ce drăguț! Vă place albinuțelor? Chiar am folosit miere reală! Misiunea stup de albine îndeplinită! A! Și mâncarea mea e gata? Oh, gata! A expirat timpul, elevi! Să le vedem! Pare delicioasă, dar fără paste! Meh! Dar preparatul ăsta? E atât de creativ! Felicitări! Aplaudați-o! Da, am reușit! Da, în fine! Știți, eu am... Mami care o conferință! Îmi pare rău! Uf! Plușuri zburătoare vin în ajutor! Încetează! E ca un tunel pe aici! Oare ce face ăsta? Și atunci, unde au dispărut? Nu înțeleg. Ei bine, evident. Am un loc de muncă, trebuie să muncesc. Cum spui tu? Hei, ce mănânci? Dă-mi castronul. Mamă! Așteaptă puțin, dragă. Wow, ce-i aia? Vino să vezi. Bine. Wow! O casă! Vrei să iei un loc? Este un omuleț din pufuleți. E foarte ocupat. Bine. Fiu, e timpul să mă întorc la treabă. Oh, salutare! Deci, cum spuneam mai devreme, în legătură cu contractul... Popit, popit, popit! Te distrezi? Titit, dă-te înapoi! O, scumpo! Trece elicopterul cu baloane! Poc! Wow! Upsi! Îmi pare rău, mami! Cât de rău este? Oh, s-a dus! Măcar am o altă pungă! Aveam! Nu e ok, scumpo! Îmi pare rău, pa! Nu așa repede! Acele baloane! Creier de mamă la capacitate maximă! Ar trebui să fie distractiv! Acum balonul este plin de amidon! Uită-le pe toate! Poftim! Ha? Wow, balonașe simpatice! Mulțumesc! Distracție plăcută! A fost cât pe ce! Aproape am terminat aici! Uite ce scor mare! Un alt joc fără sens! Uite, de ce nu citești o carte? Ha? Nu știu! Îmi plac albinele! Pot folosi și foaia asta! Wow! Vai de mine! Nu, nu distruge cărțile! Deci, unde eram? Încă o cotitură bruscă! Uite altceva, mult mai bun pentru dexteritatea ta! Oh, ce distractiv! Dar telefonul meu... Nu pot să joc jocuri pe chestia asta! Aleg telefonul! Ah, da? Dar ce facem cu doamna găină? Hei, ea poartă o pălărie! Wow! Mulțumesc! Poate sta chiar aici lângă mine! Acum fă dansul găinii! Wow! Face ouă, vezi? Fă-o din nou! Hai, mai fă încă unul! S-a stricat! Urăsc! De ce plângi? Găina e stricată! Uite, nu mai merge! Ce? Poate pot să rezolv problema? Mai întâi avem un contur de făcut! Țineți degetul mare ridicat așa! Acum închide spațiul rămas! Acum vin detaliile suplimentare, cum ar fi culoarea! Ia uite! E gata să fie decupată! Urmărește liniile negre și ia încetişor unde sunt bucle! Așa! Vezi dublura din spatele ei? Acum lucrurile devin interesante! Ești gata? Lipește piesa asta pe deasupra! Gata! Ce este asta? E o găină, vezi? Iată-i oul!
Nu se poate! Poți o văd? E doar a ta! Iată-l că vine! Îl iau eu pe ăsta! Această mămică a câștigat puțin timp de joacă! Te iubesc, căinușă! Mindy, la mulți ani! Oh, ai făcut asta pentru mine? Ce surpriză minunată! Am ceva pentru tine! Sper să-ți placă! Oh, wow, ce palpitant! Abia aștept să o deschid! Wow, mi-ai luat un ceas? E uimitor! Nu pot să cred! Poți să mă ajuți? Poftim! Nu știu ce să zic, nu cred că e stilul meu. Deci, îți place? Da, desigur. Oh, scuze, Molly. Nu-ți place? Nu prea e roz. Oh, nu m-am gândit la asta. Ți-am stricat ziua de naștere. Așteaptă o secundă, pot folosi această cutie. Ia uite! Ce zici? Așa mai merge! E drăgălaș și elegant. Wow, e uimitor! Ești un geniu al modei! Da, știu! Ce face ea? Ah, ok, văd! Atenție, mare elev! E un exercițiu dificil, dar îl fac o singură dată! Bine, acum e rândul vostru! Hai, Mindy! Eu... Să mă gândesc! Răspunsul este 4! Mai tare! 4! Încă o dată! Nu te aud! Serios? Am zis 4! 4! 4! Nu, tot nimic! Asta e ultima oară! 4! 4! 4! Nu, nu te aud! Vorbești prea încet! 4! Ce? Oh, e atât de enervant! Îmi pare rău, nu prea aud bine! Trebuie să fie ceva ce pot face! Stai, știu! Trebuie să mă apuc de treabă! Voi face un cadru dintr-o bucată de carton! E perfect! Voi pune plastic alb dedesubt! Acum o să-l tai! E timpul să-l decorez! Aceste triunghiuri vor fi urechile! Acum am nevoie de o cariocă neagră! Voi desena doi ochi! Acum voi adăuga un nas mic și drăguț și apoi câteva mustăți! Pot să adaug câteva mici detalii! Ok, cred că ajunge! Hai să încercăm din nou! Acum trebuie să funcționeze! Voi desena un 4 pe plastic! Hei, aici! Răspunsul este 4! Oh, corect! De ce nu ai spus așa? Bravo! Răspuns corect! Foarte bine! Sunt impresionată! A durat o vreme, dar am reușit până la urmă! Iu! Arăt bine! Mi-am aranjat buzele! Șt! Încerc să mă concentrez! Trebuie să învăț asta! Îmi gheorțe stomacul! Trebuie să mănânc ceva! Dar e ok, am câteva gustări în ghiozdan! Geleuri delicioase! Îmi plac râmele din geleu! Sunt atât de suculente și elastice! Un deliciu! Oh, îmi dai și mie un geleu? Te rog, te rog frumos! Bine, poftim! Oh, da, ce bune sunt! Sunt uimitoare! Ok, cred că-i plac geleurile. Doar că mai am și altele. Voi încerca aceste floricele. Arată delicios! Ce savoare! Pot gusta floricelele? Haide, va fi distractiv! Ia-le! Ești cea mai tare! Ți-ar plăcea astea? Le-ai mâncat deja? Dar tu mesteci mâncarea? Sper că nu-i plac chipsurile. Oh, chipsurile sunt preferatele mele! Pot să gust? Glumești? Dă-mi! Sunt atât de bune! Nu pot permite să se întâmple asta! Am o idee! Hei, ăla-i omul păianjen! Voi turna chipsurile în gluga lui Mindy! Trebuie să fiu rapidă! Ce? Cred că l-am ratat! Nu contează! Am ceva care te va înveseli! Voi decupa o inimă din foaia asta! Acum voi trasa o linie în partea de jos! Trebuie să fie dreaptă! Apoi voi adăuga mai multe linii deasupra! În continuare voi lipi un cerc mare și galben în mijloc! Apoi voi pune cercuri mai mici pe foaie! Acum pot să o întorc pe partea cealaltă! Voi lipi o bucată de plastic peste inimă! Mă asigur că nu are pliuri! Apoi voi îndui o parte a hârtiei! Voi aplica niște lipici pe deasupra! Acum pot lipi cealaltă parte pe ea! A fost bine! Arată ca o pungă de chipsuri de cartofi! Mai este încă de lucru? Voi lua o bucată de hârtie galbenă și voi desena forme ovale pe ea. O să le decupez, urmez conturul.
Voi avea nevoie de multe, le voi pune în pungă. Oh, Mindy, uite ce am eu! Astea sunt pentru mine? Wow, e ziua mea norocoasă! Lasă gura apă! Stai o secundă, au un gust ciudat! Astea nu sunt chipsuri! Nu credeam că o să le mănânci! Măcar nu o să găsească chipsurile reale! Ce ciudat! Bună, ce mai faci? Trebuie să închid! Cu ce te pot ajuta, domnule? Caut un copil! Ei bine, ai noroc! Astăzi am avut o nouă livrare! Să vedem! Wow, e minunată! O iau! Dar poate fi brunetă? Îmi pare rău, domnule, e disponibilă doar în varianta blondă! Ce? Cred că mai trebuie să caut atunci! Ce altceva mai ai? Oh, e promițătoare! Da, ea e fata, o iau pe ea! Îmi pare rău, e pe precomandă! Un cuplu tocmai m-a sunat pentru ea! Dar avem o selecție largă! Nu mai sunt altele! Asta crezi tu? Ea tocmai a aterizat pe biroul meu! E o afacere unică! Sunt intrigat! E o glumă? Știi ceva? Îmi place! Ne-am înțeles, doamnă! Speram să spui asta! Salut-o pe noua ta fiică! Haide, nu fi timidă! O să fii tare fericită! Wow, uite cum zboară! Deci, doar zboară? Wow, ia uite! Ce mișto! Bună, tata! Ador un final fericit! Dă-mi o îmbrățișare! Mă emoționez! Mi-am promis că nu voi plânge! E atâta curățenie de făcut! Dar aproape am terminat! Și acum mă văd relaxa! Ce? Pe ce stau? Oh, nu! Ce-am făcut? Nu e bine! Poate că nu va observa! Pe cine păcălesc? E stricat! Trebuie să-l ascund! Mă voi preface că nu s-a întâmplat nimic! Mă port normal! Bună, mama! Mi-ai văzut ioioul? Eu? Oh, nu! Și cu siguranță nu l-am spart! Ciudat să spui așa ceva! Bine, o să-l mai caut! Hiu, a fost cât pe ce? Ce-i cu zgomotul ăsta? Vine de afară! Unde ar putea fi? Mă simt pierdută fără el! Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Yo-yo, unde ești? Asta îmi frânge inima! Uită-te la ea! Lumea pare mult mai întunecată acum! Trebuia să fiu eu în locul lui! Trebuie să fac ceva! Totuși e cam vina mea! Vrei niște ciocolată? Nu? Prea mică? Nu-i nimic! Uite ce-am găsit! Îmi vreau doar yo-yo-ul! Dulciurile nu pot umple golul în formă de yo-yo! Stai, știu! Ce zici de cerealele tale preferate? Te vor înveseli! Nu, nu le vreau! Rămân în pană de idei! Stai, am o idee! O să-ți placă la nebunie! Voi tăia două cercuri dintr-o bucată de carton! Voi pune puțin lipici pe unul dintre ele! Voi face un mic model din el! Apoi voi lipi cercurile! Le presez! Apoi mai pun lipici deasupra! Am făcut două cercuri roșii din hârtie! O să mă asigur că sunt lipite bine! Apoi voi lua o cariocă! Voi desena un cerc mare pe hârtia roșie și îl voi colora! Mă asigur că nu depășesc conturul! Voi face același lucru și cu celălalt cerc roșu! Apoi am nevoie de un creion! Voi face o mică gaură în interiorul cartonului și voi introduce butucul din creion! Voi atașa celălalt cerc din carton! Apoi voi înfășura o sfoară acolo! E un yo-yo artizanal! Uite ce am eu! L-am făcut special pentru tine! A? Dă-mi să văd! E un yo-yo? Hai să le încercăm! Cred că e ok! Wow, funcționează! E super tare! E exact ca vechiul meu yo-yo! Hiu, am salvat situația! E mult mai bun decât cel stricat! Ce? A? E deja dimineață? Oh, nu! Am dormit prea mult! Trebuie să mă grăbesc! Nu vreau să întârzi! Ce s-a întâmplat? Ce ciudat! În fine, nu am timp pentru așa ceva! Auci! Degetul meu de la picior! Mă doare atât de tare! Stai o secundă! Nu am cerceii mei! Ziua asta devine din ce în ce mai rea! Trebuie să-i găsesc! Haide, măi! Unde sunt? Nu-i găsesc! Unde ar putea fi? Mami! Ce s-a întâmplat, scumpo? Ce este? Nu-mi găsesc cerceii! E un dezastru!
totul va fi bine! Mami, e aici! De ce a trebuit să se întâmple asta? O să-i caut! Nu sunt acolo! Nu, nici urmă de ei! Îmi pare rău, draga mea! Stai o clipă! Cred că am o idee! Da, s-ar putea să meargă! Îmi trebuie un papic și un pistol de lipit! Voi umple gropițele cu lipici! Exact așa! Va trebui să lucrez repede! Nu vreau ca lipiciul să se întărească! Acum am nevoie de o agrafă! Voi rupe o bucată și o voi pune în lipici! După ce lipiciul s-a întărit, îl pot scoate din papic! E nevoie de un strat de vopsea! O să folosesc vopsea roșie, evident! Nu vreau să se vadă lipiciul! Voi aștepta să se usuce vopseaua! Apoi voi face puncte negre cu o cariocă! O să fac un model! Cred că 5 puncte sunt suficiente! Ah, ce drăguț arată! Dar nu am terminat! Îl voi înmuia în sclipici auriu! O să-i adauge puține strălucire! Voi avea nevoie de o pereche! Ce părere ai? Ce? Ce e acolo? Wow, sunt impresionată! Stai să-i văd! Arată atât de bine, îi ador! Sunt atât de fericită! Cum arată? Ăla e telefonul meu? Am primit un mesaj! Nu se poate! Am o întâlnire! Ce palpitant! Fetița mea crește atât de repede! Trebuie să plec! Distracție plăcută! Să vedem ce e la televizor! Oh, arată bine! Stai, ce-a fost asta? Alo? E cineva acolo? Ador viața de infractor! E plină de satisfacții! Doamnă! Mai început zgomotul! Ia-o acadea! E cu aromă de căpșuni? Oh, asta arată bine! Stai, ce-a fost asta? Scumpă, fugi! Cine e ăla? Ce se întâmplă? Atac pe furiș! Ce? Ha! Știam eu că o să faci asta! Haide! Bagă mare! Faci o greșeală imensă, amice! Copilul are un yo-yo! E doar vina ta! Ce? Oh! Am un presentiment rău în legătură cu asta! Vei cădea! Stai, să vorbim despre asta! Alo, poliția? Oh, îmi pare rău! Mi-am învățat lecția! Bună treabă, scumpo! Yay! Înapoi! Pocnește-l! Se uită fix la mine! Lovește-l mai tare! Fac tot ce pot! Există o singură soluție! Ești pe cont propriu! Ce? Vino înapoi! Nu, n-am treabă cu păianjeni! Taxi! Sper să nu mă urmărească! Așa mai merge! Soare, nisip, mare și fără păianjeni! Bună încercare, dar trebuie să rezolvăm problema! Chiar trebuie! Stai o secundă! Pot folosi paharul ăsta! Îl voi transforma într-o capcană de păianjeni! Da, merge! Ia uite, ești al meu, păianjenule! L-am prins! Este imens! Ok, e timpul să pleci! Nu poți rămâne aici! E timpul să luminăm locul ăsta! Așa e mai bine! Să ne jucăm! Vrum, vrum! Bună, Barbie! Bună, Ken! Vrei să ieșim împreună? Da, normal! Vai, o să se sărute! Ce romantic! Salvați-vă! Este un monstru! Un monstru? Unde? Rar, poc! Lovesc tot! Nu mă puteți opri! Să ne salveze cineva! Păpușile Ken și copiii mai întâi! Grr, sunt atât de furios! Ești al meu! Nu, nu pe el! Ia-l pe cel blond! Poc, poc! Ce se întâmplă aici? Grr, păpuși pricăjite! O să vă distrug orașul! Ia, sunt epuizată! Să fii tipul cel rău e o muncă grea! Dar cineva trebuie să o facă! E timpul pentru o pauză! Asta crede ea! Nu așa de repede, domnișoară! N-ai uitat nimic? Trebuie să faci ordine aici! Întotdeauna faci atâta mizerie! Uită-te și tu! Bine, dar nu-mi convine deloc! Fii atât de nedrept! Ce-i asta? Probabil că nu e importantă! Ce? Ai aruncat în mine cu asta? Gata, asta e ultima mașină! Cred că am terminat! Ce? Îți bați joc de mine? Încă e dezastru! Fă curat chiar acum! Speram că nu vei observa! Uneori ești rea, mamă! Sunt super multe hârtiuțe! Nu pot să le apuc! Străduiește-te mai tare! Stai așa, am o idee!
Apoi faci o tăietură pe cutie ca să se deschidă așa. Acum voi tăia o mică secțiune din ea. Exact așa. Pot îndepărta această bucată. Voi aplica lipici pe un capac de suc. Apoi voi lipi o tijă de lemn pe el. Voi face două găuri în partea laterală a cutiei și voi împinge tija prin ele. Apoi voi tăia un pătrat din carton. Voi pune lipici în partea de sus și de jos a lui. Voi pune cartonul în cutie și îl voi înfășura în jurul tijei. Voi lipi cartonul aici. Pun mai multe straturi și fac niște mici tăieturi. Cred că sunt suficiente. Acum voi decora cutia. Vreau să arate bine. Oh, ce haioasă e! Cred că e gata. E un mini aspirator. O să adune toate hârtiile. Uite ce am eu! Wow, e atât de tare! Tu l-ai făcut? E fix ce-mi trebuia! Să-l testăm! Uite, adună hârtiuțele! Mamă, mă lași cu gura căscată! Ok, e rândul meu! Nu mă dezamăgi, micuțule! Funcționează! E minunat! Nu a făcut-o! Ba da! Clar, bla bla bla! Am nevoie de o manicură! Nu vine să cred! Bună, mami! Ok, te las! Ador bârfele! Telefonul mamei! Îl vreau! Atât de aproape! Ba nu! Nu te atinge de telefonul meu! Ce bună e! Ușurel! Uș, pleacă! Voiam doar un biscuit! M-a crezut! L-am luat! Wow! Sunt adultă! Ar trebui să luăm prânzul împreună! Știu un loc minunat! A trecut mult timp! Ce face Meg? Da, adu ursuleții de pluș! Nu, telefonul meu! L-ai prins, mamă? Ce ți-am spus? Să nu mai faci asta! Stai puțin, am o idee! Pot folosi această cutie? Da, s-ar putea să meargă! Voi tăia un dreptunghi din cutie. Acum am nevoie de un creion. E timpul să-mi eliberez artistul interior. Vreau să schițez conturul unui telefon. Apoi voi decupa piesele. Acum trebuie să asamblez totul. Voi începe cu aceste piese. Voi aplica lipici pe margine. Nu-mi trebuie mult. Îl voi înfășura în carton. Apoi îi voi lipi spatele. Până acum totul e bine. Voi face același lucru cu cealaltă parte. Apoi le voi uni. Perfect! E un telefon cu clapetă! Dar nu pot să-l las așa, trebuie să-l decorez. Îl voi face roz. Vreau să colesc tastele și mă asigur că nu depășesc conturul. Acum voi picta tastele. Voi folosi un roz aprins pentru ele. Voi picta cu aceeași culoare și marginea. Să nu uit de partea superioară. O să-i placă lui Meg. O să fie tare surprinsă. Voi vopsi această parte cu alb. Nu vreau să ratez niciun loc. Mi-aș dori să am un telefon ca ăsta. Sunt invidioasă. Aproape am terminat. Trebuie să mai adaug ultimele detalii. Voi adăuga roz pe laterale și apoi un pic de galben aprins. Cred că e gata. Îi pun o imagine pe ecran. Meg, am ceva pentru tine. Ce părere ai? Ce? Nu se poate. E uimitor. Trebuie să dau un telefon important. Alo, salonul de manicură? Alo? Da. Da, vreau să programez o manicură. Da, pentru fica mea și pentru mine. Sună bine. Perfect. Te distrezi, cumpo? Normal, tată! Să mergem, Pikachu! Ce naiba? Tată! O pasăre a făcut caca pe mine! Poftim? Ce-ai spus? Asta ne mai lipsea! Stai să mă uit! Tată! Sunt multe! Ce ne facem? Mă ascund aici! Nu! Sunt expus! Trebuie să găsesc o soluție! Rapid! Uite! Un morban de gunoaie! Mă întorc imediat! Să vedem ce avem! Da! La fix! Haide! Nu am timp de pierdut! Wow! Ia uite! Chestia asta e grozavă! O ador! Păsările nu o să mă mai nimerească! Hai, arătați-mi ce puteți! Uite-te la ea! Nu! Sunt atacat! Meg, așteaptă-mă! Scumpo, te rog! Stai pe loc! Și-au trăit fericiți până la atunci bătrâneți! Vi s-a plăcut, scumpo? Noapte bună, mami! Nu-mi găsesc o poziție comodă! Olivia, te așteptam! Hai să ne distrăm! Ce? Nu! Nu se poate! Mama, vino aici! Ce s-a întâmplat, dragă? E un monstru în dulap! O să mă uit! Nu e niciun monstru aici! Ești sigură? Dar l-am văzut! Era chiar acolo și era rău! Stai, ce-a fost asta? Nu din nou! Mama, monstrul s-a întors! Ce este? Olivia, nu mai vorbi despre asta! Sunt atât de speriată! Nu e niciun monstru! Nu sunt reali! Hei, vino aici! Nu vreau să ies! Sunt în siguranță sub pătura mea! Scumpo! Stai, cred că știu ce să fac! Rămâi acolo!
Am nevoie de două bucăți mari de carton. Le voi așeza în unghi, apoi le voi lipi cu banda adezivă. Așa o să stea fixe. Acum am nevoie de un cearșaf mare. Îl voi pune peste carton. Vreau să fac un cort, dar nu este încă gata. Am nevoie de luminițele astea. Le voi pune deasupra cortului. Vreau să fie primitor. Covorul ăsta e ideal. Și acest ursuleț poate sta de pază. Avem nevoie de câțiva amici de-ai lui. Am cărțile preferate ale Oliviei. Începe să arate ca o casă. Este exact ce mi-am dorit. Hiu, am terminat. Olivia, ia uite! Wow, e super! Ai făcut asta pentru mine? Mersi, mamă! Noapte bună! A funcționat! În sfârșit mă pot relaxa! Mai bine plec de aici! Nu vreau să o trezesc! Nu pot face niciun zgomot! Aproape am ajuns! Nu! Ah, degetul meu! Mă doare atât de rău! Totul ține de ordinea operațiilor! Bine, există vreun doritor? Haideți! Oh, bine! Nu știu ce să zic despre asta. Cuticulele astea trebuie să se liniștească. Stai așa, trebuie să scad 7? Nu se poate să fie corect. Nimic nu este corect. Luna, nu ai făcut nimic? Ok, bine, o să încerc. Ordinea operațiilor, nu? Plus calculatorul meu. Wow, nu se poate! Eu îl numesc destresorul meu de matematică. Face toate calculele dificile pentru mine. Spune-mi Luna Einstein. Am reușit! Sunt așa inteligentă. Suficient de inteligentă pentru a avea un calculator oricum. Ce? Cum te-a terminat înaintea mea? Urăsc orele de matematică! Atât de multe de făcut azi! Oh, stai pe loc, domnișoară! Ce ascunzi? Aha! O banană! Știi regulile? Fără mâncare! Bine, atunci o voi mânca acum! Bine, atunci! Urăsc să mă uit la oameni cum mănâncă! Am terminat! Iac! Hei! Nu poți face asta! Du-te și ia-o de jos! Serios? Bine! Oh, nu! Oh, doamne! Un pantof? Oh! Nu sunt eu singura care a zburat. Ce greu e! Ce e în chestia asta? Copiluțe? Nu vine să cred! Asta nu e o banană? Vrei să-mi explici? Nu chiar. Ce rușine! Loviturile continuă să vină. Iac! Banană idiotă! Acum ce să fac? Chiar am nevoie de copiuțele astea? Așa că o să le iau cu mine. O soluție simplă la această problemă de matematică. Sper că am destul loc aici. Uite așa. Dar stai! Bleah! Acum deghizarea supremă. Nu pot să intru fără să acopăr toate astea. Trebuie să arate ca un design. Vezi, designer de pantofi, luați aminte. Un nou trend a fost deblocat. Acum hai să-i punem la încercare. M-am întors, profa! Stai așa, copiuțe! Sigur că da! Nu ascund nimic, vezi? Bine, intră! Adio! Ce calvar! Dar nu am nevoie de prea mult timp! Răspunsurile sunt chiar sub nasul meu! Mie mi se pare că arată destul de bine! Și oamenii spun că chimia e grea! Aproape că pot să miros un 10+! Ce drăguți, nu? Da, am ajuns la timp! Ăla-i Timmy? Uite-te la părul lui! Wow! E timpul pentru spectacol! Ups! Ha? Bună, ce mai faci? Oh, hei! Crezi că-l poți avea? Doi pot juca jocul ăsta? Mă bag și eu! Oh, nu! Puloverul meu! Au, frate! Incredibil! Gă! Și acum ce? Cineva are o zi dificilă? Nu e problema mea. Ăsta e puloverul meu preferat. Stai puțin. Asta arată ca un act de tricotat. Operațiunea repară puloverul e în desfășurare. Să scăpăm de vechi și să introducem unul nou. Bine, acum îl punem la loc. Pentru a împinge firul înăuntru. Apoi îl scoatem astfel. Ciop, ciop.
Apoi avem nevoie de un post-it și de niște bani de dublă adezivă. Lipim capătul firului aici. Se va lipi pe măsură ce o punem rezistență. Acum putem face un design. Și așa ușor! Aproape am terminat! Uite așa! Acum tăiem excesul! Ce drăguț! Chiar am pus suflet în treaba asta! Vedeți? Uite așa! Ha? Asta e pentru tine! O vrei? Oh, wow! Asta e o inimă! Mă place! Sună-mă oricând! Voi aștepta! Ura! Serios? Nu se poate! Dar e Timi al meu! Vrei să spui Timi al meu? Ridicol! Ce interesant! Aha, da, am înțeles. Da? Am și eu un apel. Da, cred că am timp astăzi. Ha? Da, am timp. Cred că... nu contează. Vreau și eu un ceas de fată mare. Așa că o să fac unul. Acum cu mâinile. Te sun eu înapoi. Vrei un ceas, ha? Dragă, vino aici. Hai să-ți facem propriul tău ceas. Mai întâi fața ceasului, apoi urmează cadranul. Întoarce-l și așează piesa din spate. Perfect! Acum urmează partea distractivă. Hello Kitty! De ce nu stai aici o vreme? Lipim această piesă pe spate și adăugăm puțină culoare. Nu poți da greș cu rozul, nu? Acum le fixăm împreună. Și introducem ceasul preferat. Priviți cum ne-a ieșit. Ava, ia uite-te aici. Wow, bună, Nil, chiar e pentru mine? Mă întreb cât e ceasul. Yay! Bine, înapoi la muncă. Da, și eu. Da, mă ocup de asta. Începe să arate bine. Dar al tău. Ava, vrei să vezi un truc magic? Bine. E ceva în spatele urechii tale. Ce? Sunt bogată! Mai e ceva acolo? Să vedem. Wow, îmi place jocul ăsta. Oh, uite încă una. Ce distractiv. Nu poți uita de asta și de asta. Și aici? Sigur că da. Uită-te la toate monedele astea. Wow! Sunt ale tale toate! Minunat! Trebuie să le țin în siguranță! Wow! Ce săculeț mic! Nu cred că vor încăpea toate! Intră acolo! Haideți! Mama, uite! E imposibil! Imposibil nu face parte din vocabularul meu! Privește! În primul rând acoperiți cartonul. Acum adăugați bolțuri scurte de lemn și puneți un arc peste ele. Acum puneți această piesă aici și clisați-o prin această bucată de carton. Acum lipim această piesă de lemn. Înăuntru intră monedele. E timpul să închidem cutia. Uite așa! Și pentru a face exteriorul mai distractiv, transformați-l într-o față drăguță. Cine va vrea să mănânce monede? Poftim! În el intră toate monedele tale. Dar cum? O să-ți arăt eu. Ești gata? Acum pune-o pe limbă. Împinge. Bine, acum încearcă tu. Cool, bine. Poftim. Poftă bună. O ia. Wow, ce grozav. E posibil să dureze ceva timp. Woohoo! Ce zici? Încă e foame. Cine-mi poate spune ce este asta? Copii? Oh, nu! Ce? Ce-ați făcut? Ce bună e! Ce moc zemos! Ce deliciu! Uite, sunt un curcubeu! Sunteți super grețoși! Nu, nu mai suport! M-am săturat! Gata cu profesoara de treabă! Ce ciudat! Wow! Nu cred! Artă de vânzare? Cumpără o capodoperă! Chiar nu apreciază nimeni arta adevărată? A, nici dumneavoastră? Domnule? Doamnă? Nu o să am niciodată succes! Puh, asta mai lipsea! Ce e asta?
un post de chelneriță și poți să fii pasăre? Asta e soluția pentru toate problemele mele! Bun venit în echipă! Tu băuturile astea la masa 2! Ok, mă descurc! Trebuie doar să merg drept! Ce frumoasă ești! Nu, ce faci? Încetişor? Încă puțin? V-am adus? Aleu! Nu! Ai grijă! Ești concediată! Au! O să mă îmbinețesc! Stai puțin! Am o idee! O să mă fac femeie de serviciu! Boneta e drăguță! Parcă aș juca un rol! Urează-mi succes! Așa mai vii de acasă! Nu sunt stresată! N-am ce greși! Așa! Arată bine! Fiu, ce zi! Trebuie să mă odihnesc! În sfârșit, am ajuns acasă! Abia aștept să mănânc o pizza! Sunt pene pe jos! Stai puțin! Am o pasăre uriașă în pat! Ce n-ai? Ai nebunit? Ești concediată! Există o explicație? Stai puțin! Pizzeria asta caută angajați! Aș putea face asta! Am de livrat o pizza caldă! Via dronă! Am decolat! Wow, ce mici par toate de aici de sus! E o pasăre? E un... De fapt, da, e o pasăre! O să ajung super rapid! Nimic nu mă poate opri! Ups! De unde ai apărut? Ce-i cu zgomotul ăsta? Oh, ce desenați aici? Incredibil! Wow, ce tare! Vai de mine! Îți place? L-am făcut cam rapid, scuze! Asta e tot ce pot! E minunat! Ești angajată? Dă-l în coace! Tușele de culoare, umbrele, mua! Ai talent și eu o să fiu bogat! Sigur îmi mai încape o carioca nas! Ups! În lecția de azi trebuie să desenați o pasăre drăguță! Wow, serios? Îmi place ora de desen! O să fie distractiv! O să încep cu conturul! Până acum e bine! Acum ochii și aripile! Acum o să colorez! Vreau culori intense! Wow! Arată super! Aș desena non-stop! Movul ăsta e perfect pentru aripă! O să-i fac picioarele galbene! O să arate super! Nu trebuie să depășesc conturul! O să-i fac și ciocul galben! Vreau să-l colorez complet! Trunchiul o să-l fac gros! Seamănă cu cineva! Asta e ora mea preferată! Gata! Am terminat! Nu e ușor deloc! Stai, știu! Am nevoie de o riglă! O să fac o linie dreaptă! Sper să meargă! O să arate super diferit! O să fac niște puncte aici! Apoi o să adaug un plus de culoare! Mi-am împărțit pasărea în secțiuni! O să colorez fiecare parte separat! Am desenat și niște clapete în jur! O să le folosesc mai târziu! Am o presimțire bună! O să-i uimesc pe toți! Aproape am terminat corpul! Apoi o să colorez ciocul! Nu mă grăbesc! Nu vreau să-l stric! M-am chinuit prea mult să-l fac! Ha! Par albastru! Ce tare! O să-i fac și aripa cu aceeași culoare! E aproape gata! O să decupez! Trebuie să o pliez pe liniile punctate! E mult mai ușor așa! Trebuie doar să fiu atent la linii și apoi să pliez hârtia! Clapetele îi dau un efect 3D! O să le prind cu lipici! E puțin mai complicat, dar merită din plin! Asta e ultima! Uite ce a ieșit! Cum ți se pare? Sper să-ți placă! Ce frumoasă e! Bravo! Stai să vezi pe asta! Oh, wow! Ce creativ ești, Leo! Stai! Mă urmărește cu privirea! E cu ochii pe mine! Ce dubios! Nu clipește! Vai de mine! Cred că mi se pare! Nu e doar una! Sunt peste tot! Nu am scăpare! M-au înconjurat! Ce se întâmplă? Nu mă simt prea bine! Văd păsări peste tot! Deci, vă plac? Da! Eram sigur! Ia-o, acadea! Oh, ceva bun, mersi! Am dat lovitura! Vreau și eu o acadea!
Lexi, nu fi tristă! Ți-o dau ție! Aaa, ce drăguț! Ce frumos din partea ta, Leo! E delicioasă! Pa, pa, pa! Stai puțin! Bună ziua, copii! Vedeți ceva diferit la mine? E o întrebare capcană? Stai, știu! V-ați îngrășat! Nu, sunt însărcinată! O să devin mămică! Abia aștept! Vreau să investighez situația! Stai așa! Ai un pui de pasăre în burtă? Da, exact! Ce tare! Bebe mic! Mă întorc imediat! Oh, voiam să vorbesc cu bebe! Am o idee! Am nevoie de lut polimeric! Fii atent! O să-l transform în ceva special! Așteaptă puțin! Ce e aia? E o pasăre! Du-mi coace! Wow, ce drăguță e! Și ea e însărcinată! O să am grijă de ea! Bravo, Leo! Suntem doar noi doi, păsărico! Așează-te confortabil! O să-ți pun asta peste ochi! Fac prima incizie! Stai liniștită, știu ce fac! Trebuie să tai o secțiune mică! Perfect! Acum o să ridic cu grijă! Eram sigur! Are un ou înăuntru! O să-l scot! Încetişor, nu vreau să se spargă! Am reușit! Ok, acum pot să-l desfac! Am emoții! Oh, e un pui! E adorabil! Mi-am promis că nu o să plâng! Ups! Poftim? Cred că nasc! Vine să vomit! Uite, un bebeluș! Ce tare e natura! Vino încoace, micuțule! Hai la mama! Are ciocul identic cu al meu! Ce fericită sunt! Nimic nu poate strica acest moment magic! A, m-am grăbit să spun asta! Ce? E delicios! O să mă prefac că n-am văzut nimic! A, vrei și tu? Să vedem pe care să o aleg! Pe asta! Ok! Stai, am nevoie de ceva din cealaltă cameră! Ce este? De ce țipi? Am călcat pe jucărie! M-a durut foarte tare! Uite-te la piciorul meu! Oh, dragă! Poate fi într-adevăr dureros când calci pe un cubuleț! Sunt pline de colțuri și muchi ascuțite! Asta îmi dă totuși o idee! Am nevoie de un pantof și de un pistol de lipit, sigur! Ar trebui să fie suficient! Acum pot să lipesc cuburile! Urmează să mai punem și alte câteva pe pantof! Mai pun câteva și apoi va fi gata! Ok! Ăsta micuț și roz e ultimul! Poftim, dragă! Ți-am făcut o pereche specială de pantofi! Pantofi cu cuburi? Sunt cei mai tari! Îi iubesc! Mersi mult, tată! Cu plăcere, dragă! Acum picioarele tale sunt protejate! Oh, asta chiar doare! Tată, ești bine? Da, sunt bine, dragă! Ok, mă duc în bucătărie să văd dacă sunt gustări! Oh, există gustări aici! Avem și bomboane și popcorn! Îmi plac ambele! O să încep cu niște bomboane pentru că sunt dulci! Ura! Bomboane! O să le pun în ordine! Pot să fac un curcubeu cu bomboanele? Curcubeiele sunt atât de frumoase! Oh, hei, dragă! Ce faci aici? Văd că te joci cu bomboane! E destul de inteligent! Am făcut un curcubeu! Nu-i așa că e drăguț? Da, e foarte drăguț! Oh, popcorn! O să iau și eu! Oh, ups! S-a dus o parte din popcorn! Tata, ai stricat curcubeul! Sunt floricele de porumb peste tot! Oh, nu! Îmi pare rău, dragă! A fost din greșeală, nu am vrut! Era cel mai bun curcubeu pe care l-am făcut vreodată! Ascultă, pot rezolva problema! Voi mânca popcornul? E un popcorn destul de delicios! Oh, doamne, te rog, nu mai plânge! Trebuie să fie ceva ce pot face! Popcorn la microunde! Și din nou bomboane? Da, cred că o să meargă! Stai să deschid un pic punga! Și acum voi turna câteva bomboane înăuntru! E timpul să punem această pungă în cuptorul cu microunde și să facem zgomot! Dragă, te rog, nu te supăra! Tata lucrează la o soluție! Oh, a sunat! Popcornul la microunde este gata! O să torn asta în castron! Excelent! A ieșit exact cum am sperat! Bună, dragă! Uită-te la asta! Wow, ce frumos! Popcornul are atâtea culori! Ei bine, ce părere ai? Vrei să iei asta și să te uiți la un film?
Ura! Ora de film cu popcorn! E distractiv! Da, ar trebui să fie distractiv! Hai, mănâncă niște popcorn! E foarte bun, nu-i așa? A ieșit bine! Da, e gustos! Și filmul ăsta e destul de bun, nu? Frumoase efecte speciale! E un mod amuzant de a petrece o seară! Ha? Oh, se pare că cineva e destul de obosită! O să o acopăr cu pătura asta! Somn ușor, dragă! Ce drăguță e! Wow, se pare că și eu sunt destul de obosit! Eh, o să opresc emisiunea și mă duc la culcare! Ce? Ce s-a întâmplat? Unde mă aflu? La mulți ani! Iată un coif aniversar pentru tine! Wow, mulțumesc! Îmi place coiful meu! Rămâi aici pentru moment, mă voi întoarce imediat! Unde am pus tortul ăla? Așa, frigiderul! L-am pus acolo ca să rămână secret! Iată-l! O să-l scot ca să se încălzească! Așa, un tort pentru aniversarea unei fetițe! E un tort destul de frumos, dacă mă uit mai bine! Oh, da! Trebuie să invit niște prieteni aici! Hei, vrei să vii la noi pentru o petrecere aniversară? Vom mânca tort și ne vom distra! Voi fi acolo? Eu? Ce mă bucur că am fost invitată! Eu am rezolvat toate invitațiile! Oh, nu! Ce-am făcut? Tortul! Nu, nu, nu! Am distrus porția asta! Ce o să mă fac? Trebuie să existe o cale de a repara asta! Dar cum pot repara un tort deteriorat? Nu sunt cofetar! Stai puțin! Alea din bol sunt bomboane? Poate că îl pot repara dacă sunt atent! Voi începe prin a tăia cu un cuțit această parte zdrobită! Așa, o să pun felia asta pe farfuria de aici! Acum e timpul pentru bomboane! Să sperăm că va merge! O să le presez în această porțiune tăiată a tortului! Pare a fi în regulă! O să continui! Trebuie să arate bine! Huh, a ieșit destul de bine! E ceva ce nu pot face bomboanele, dar avem nevoie de o lumânare! Dragă! Da, tati! Vai, ăla-i tortul meu aniversar! Wow, are bomboane pe el și e roz! Wow, sunt toți prietenii mei! Au venit să sărbătorească ziua de naștere cu mine! Hai să-mi pun o dorință și să sting lumânarea asta! Cea mai tare zi de naștere! Vrum, vrum! Barca asta zboară sus prin aer! Of, o grămadă de cumpărături! Foarte grele! O să pun astea aici pe blat! Oh, uite-te la tortul ăsta! Iubesc torturile! O să mănânc tot tortul ăsta! Stai! Poate ar trebui să tai doar o felie! Roșiile astea sunt așa proaspete! Dragă, tu! Cuțitul! Ce faci cu cuțitul ăla? Nu! Pune-l la jos! O să te tai! Oprește-te! Te voi salva! Of! Ce? Ce a fost cu zgomotul ăla și trepidațiile? Dă-mi ăla! Știi regulile despre folosirea cuțitelor! Vreau o bucată de tort și am nevoie de un cuțit! Cuțitele sunt prea periculoase pentru a le folosi! Uite, lasă-mă să-ți fac un cuțit de hârtie! Trebuie doar să adaug un mâner la această lamă de hârtie! Poftim, dragă! Ăsta e un cuțit pe care îl poți folosi! Ura! Un cuțit doar al meu! Acum pot să mănânc niște tort! O să-mi tai cea mai mare felie din lume! Iubesc tortul! Știu! Și acum pot să mă întorc la treabă în timp ce tu ești în siguranță! Acum, unde am pus roșiile alea? Mmm, tortul ăsta e cel mai tare! E atât de bun! Mai vreau tort! Încă două bucăți! O să-mi bag asta în gură! E atât de bun! Oh, mama a cumpărat și dulciuri! Iubesc dulciurile! Uf, în sfârșit am golit punga asta de cumpărături! Stai puțin! Încă mai mănâncă tort acolo? Ai mâncat tot tortul și ciocolata aia? De unde ai luat dulciurile? Cred că visez! Ha, mami se poartă ciudat! Oh, nu vine să cred că am mâncat toate astea! Era un tort întreg! Nu! Dar o vreau! Nu! Ai mâncat deja prea mult! Ești atât de rea! Ești cea mai rea mamă din lume! Acum mai am și mizeria asta de curățat! Și nu vine să cred cum a reușit să fure toată ciocolata aia! De fapt, asta îmi dă o idee bună! O să pun o grămadă de ciocolată în castronul ăsta! O să topesc ciocolata în cuptorul cu microunde! Nu prea mult, totuși! Așa, se pare că e gata! Nu vreau să o țin prea mult! E topită perfect! Acum o să torn asta într-o formă! Oh, uite câtă ciocolată topită! Miroase atât de bine!
Iu, așa, am pus toată ciocolata în formă. Iar acum s-a și întărit, nu mai e topită. Adică pot scoate ciocolata din formă acum. Trebuie doar să termin de tăiat acest brocoli. Încă niște tăieturi și apoi e gata. Mamă, ce faci? E foame, vreau o gustare. Oh, uite, poți mânca ăsta ca gustare. Ha? Ce-i ăsta? Brocoli? Scârbos, nici gând. Nu mă mir, nu multor copii le place brocoliul crud. Ce bine că am tocătorul ăsta nou, pentru că mi-ar prinde bine o mică gustare. Mmm, delicios! O să mă uit la televizor, poate sunt clipurile mele preferate. Ce? Ce show e ăsta? Nu l-am mai văzut până acum. Wow, tatuaje! Tatuajele sunt atât de cool! Oh, Spider-Man e preferatul meu, e cel mai tare! Aș vrea să pot fi Spider-Man, aș fi cel mai tare! Hei, ce-i ăsta? Oh, alte tatuaje! Vreau un tatuaj, sunt atât de cool și eu vreau să fiu cool! Iu, toate treburile mele de azi sunt gata! Hei, stai pe loc! Unde te duci? O să-mi fac un tatuaj! Stai, ce? Categoric nu! Bine! Pe cuvânt, puștiul ăsta și ideile lui! E o pacoste! Oare o fi vreun episod nou din serialul meu preferat? Bună, mamă! Bună, dragă! Ce mai faci? Vai de mine! Ce-ai făcut? Ți-ai desenat peste tot pe brațe! Sunt tatuaje, mamă! Nu-i așa că-s cool? Nu, nu, nu! Trebuie să curățăm astea! Bine că markerul ăsta permanent nu s-a uscat încă! Dar, mamă! Erau tatuajele mele! Eu le-am făcut! Toate tatuajele mele au dispărut! Nu e corect! Îmi pare rău, dragă, dar ești prea tânăr pentru tatuaje. Dar poate te pot ajuta. O să folosesc partea de sus a unui capac pentru a marca cercuri. Și acum pot folosi acest fix pentru a trasa cercurile. Le vom putea spăla mai târziu când va fi nevoie. Și acum o să trec la acest fix roșu pentru a da culoare. Se pare că iese destul de bine. Voi contura modelul roșu cu mai mult negru pentru a-l evidenția. Și apoi vom copia acest design cu o altă linie neagră. Ok, e bine. Știi ceva? Cred că ne-ar prinde bine niște mov. Vom face un nou model pe aceste părți. Vreau să mă asigur că liniile mov arată la fel totuși. Vom umple puțin aceste linii. Și apoi poate vom mai adăuga ceva aici sus. Și am terminat. Ce părere ai? Wow, un tatuaj adevărat! E atât de tare! Da, sunt cel mai tare! Mersi, mamă! Cu plăcere, micuțul meu domn! Bună, ce mai faci? Trebuie să închid. Cu ce te pot ajuta, domnule? Caut un copil! Ei bine, ai noroc! Astăzi am avut o nouă livrare! Să vedem! Wow, e minunată! O iau! Dar poate fi brunetă? Îmi pare rău, domnule, e disponibilă doar în varianta blondă! Ce? Cred că mai trebuie să caut atunci! Ce altceva mai ai? Oh, e promițătoare! Da, ea e fata, o iau pe ea! Îmi pare rău, e pe precomandă! Un cuplu tocmai m-a sunat pentru ea! Dar avem o selecție largă! Nu mai sunt altele! Asta crezi tu? Ea tocmai a aterizat pe biroul meu! E o afacere unică! Sunt intrigat! E o glumă? Știi ceva? Îmi place! Ne-am înțeles, doamnă! Speram să spui asta! Salut-o pe noua ta fică! Haide, nu fi timidă! O să fii tare fericită! Wow, uite cum zboară! Deci, doar zboară? Wow, ia uite! Ce mișto! Bună, tata! Ador un final fericit! Dă-mi o îmbrățișare! Oh, mă emoționez! Mi-am promis că nu voi plânge! E atâta curățenie de făcut! Dar aproape am terminat! Și acum mă pot relaxa! Ce? Pe ce stau? Oh, nu! Ce-am făcut? Nu e bine! Poate că nu va observa! Pe cine păcălesc? E stricat! Trebuie să-l ascund! Mă voi preface că nu s-a întâmplat nimic! Mă port normal! Bună, mama! Mi-ai văzut yo-yo-ul? Eu? Oh, nu! Și cu siguranță nu l-am spart! Ciudat să spui așa ceva! Bine, o să-l mai caut! Hiu, a fost cât pe ce? Ah? Ce-i cu zgomotul ăsta? Vine de afară! Unde ar putea fi? Mă simt pierdută fără el! Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Yo-yo, unde ești?
Asta îmi frânge inima! Uită-te la ea! Lumea pare mult mai întunecată acum! Trebuia să fiu eu în locul lui! Trebuie să fac ceva! Totuși, e cam vina mea! Vrei niște ciocolată? Nu? Prea mică? Nu-i nimic! Uite ce-am găsit! Nu vreau doar yo-yo-ul! Dulciurile nu pot umple golul în formă de yo-yo! Stai, știu! Ce zici de cerealele tale preferate? Te vor înveseli! Nu, nu le vreau! Rămân în pană de idei! Stai, am o idee! O să-ți placă la nebunie! Voi tăia două cercuri dintr-o bucată de carton! Voi pune puțin lipici pe unul dintre ele! Voi face un mic model din el! Apoi voi lipi cercurile! Le presez, apoi mai pun lipici deasupra! Am făcut două cercuri roșii din hârtie. O să mă asigur că sunt lipite bine. Apoi voi lua o cariocă. Voi desena un cerc mare pe hârtia roșie și îl voi colora. Mă asigur că nu depășesc conturul. Voi face același lucru și cu celălalt cerc roșu. Apoi am nevoie de un creion. Voi face o mică gaură în interiorul cartonului și voi introduce butucul din creion. Voi atașa celălalt cerc din carton. Apoi voi înfășura o sfoară acolo. E un yo-yo artizanal. Uite ce am eu! L-am făcut special pentru tine. A? Dă-mi să văd. E un yo-yo? Hai să le încercăm! Cred că e ok! Wow, funcționează! E super tare! E exact ca vechiul meu yo-yo! Hiu, am salvat situația! E mult mai bun decât cel stricat! Ce? A? E deja dimineață? Oh, nu! Am dormit prea mult! Trebuie să mă grăbesc! Nu vreau să întârzi! Ce s-a întâmplat? Ce ciudat! În fine, nu am timp pentru așa ceva! Auci! Degetul meu de la picior! Mă doare atât de tare! Stai o secundă! Nu am cerceii mei! Ziua asta devine din ce în ce mai rea! Trebuie să-i găsesc! Haide, măi! Unde sunt? Nu-i găsesc! Unde ar putea fi? Mami! Ce s-a întâmplat, scumpo? Ce este? Nu-mi găsești cerceii! E un dezastru! Totul va fi bine! Mami e aici! De ce a trebuit să se întâmple asta? O să-i caut! Nu sunt acolo! Nu, nici urmă de ei! Îmi pare rău, draga mea! Stai o clipă! Cred că am o idee! Da, s-ar putea să meargă! Îmi trebuie un papit și un pistol de lipit! Voi umple gropițele cu lipici! Exact așa! Va trebui să lucrez repede! Nu vreau ca lipiciul să se întărească! Acum am nevoie de o agrafă! Voi rupe o bucată și o voi pune în lipici! După ce lipiciul s-a întărit, îl pot scoate din papit! E nevoie de un strat de vopsea! O să folosesc vopsea roșie, evident! Nu vreau să se vadă lipiciul! Voi aștepta să se usuce vopseaua! Apoi voi face puncte negre cu o cariocă! O să fac un model! Cred că 5 puncte sunt suficiente! Ah, ce drăguț arată! Dar nu am terminat! Îl voi înmuia în sclipici auriu! O să-i adauge puține strălucire! Voi avea nevoie de o pereche! Ce părere ai? Ce? Ce-i acolo? Wow, sunt impresionată! Stai să-i văd! Arată atât de bine, îi ador! Sunt atât de fericită! Cum arată? Ăla e telefonul meu? Am primit un mesaj! Nu se poate! Am o întâlnire! Ce palpitant! Fetița mea crește atât de repede! Trebuie să plec! Distracție plăcută! Să vedem ce e la televizor! Oh, arată bine! Stai, ce-a fost asta? Alo? E cineva acolo? Ador viața de infractor! E plină de satisfacții! Doamnă! Mai încep cu zgomotul! Ia-o acadea! E cu aromă de căpșuni? Oh, asta arată bine! Stai, ce-a fost asta? Scumpă, fugi! Cine-i ăla? Ce se întâmplă? Atac pe furiș! Ce? Ha! Știam eu că o să faci asta! Haide! Bagă mare! Faci o greșeală imensă, amice! Copilul are un yo-yo! E doar vina ta! Ce? Oh! Am un presentiment rău în legătură cu asta! Vei cădea! Stai, să vorbim despre asta! Alo, poliția? Oh, îmi pare rău! Mi-am învățat lecția! Bună treabă, scumpo! Yay! Nu-i așa că ador finalurile fericite? Dacă ai putea avea o super putere, ce alege? Spune-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să-l arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave! Pune călătura aici! Arată bine! Sunt atât de plictisită!
Doar nu vorbești serios, ori asta e cea mai tare! Molly, ai ceva în spatele urechii! Ce? Wow! De unde a apărut asta? Ești magiciană? Poate că sunt! Wow, ce cool! Wow! Mi-a venit o idee! Am nevoie de mult carton și de niște arcuri! Acum pot să fac o cutie! Începe să prindă contur! Da, cred că e gata! Mindy, trebuie să vezi asta! Hă? Ce e? Wow, tu ai făcut asta? Nu ai văzut cea mai bună parte? Uite, mănâncă moneda! E tare, nu? Hai să încercăm din nou! Speram să spui asta! Trebuie să mă concentrez! Nu vreau să fac nicio greșeală! Ce muc mare și suculent! Hă? Ce-i aia? E chitia mea! Știu, e uimitoare! E ok să fie invidioasă! O vreau! Uită-te la ea! Molly? Poți să țin? Normal! Glumeam! Te-am păcălit! Ce urât! Clar nu o ții tu pe chitia mea! E atât de rea! Dar îi arăt eu ei! Mai întâi tai acest carton în jumătate! Acum am nevoie de lipici! Îl voi aplica pe margine! Am niște carton zimțat! Îl apăs pe lipici! Voi îndoi marginile pentru a face o cutie! Am înfășurat hârtie pe un bețișor de lemn, care se bagă în cutie. Am făcut o mică gaură în cartonul ăsta. Asta va fi partea de sus a cutiei. Voi trage hârtia prin fantă, apoi voi desena pe ea. Și gata! Molly, ia uite! E un desen animat cu Hello Kitty! Super cool, nu? Ce? De unde ai luat chestia aia? Aș vrea să am așa ceva! Există o singură soluție! Fac schimb cu tine! Știi ce vreau? Woohoo! Merită! E atât de moale și drăguță! Wow! N-am mai văzut așa ceva! E cea mai tare chestie! Aș putea face asta toată ziua! Alarma mea e setată! E timpul să mă culc! Simt că uit ceva! Însă ce? Stai o secundă! Am uitat de examen! Oh, nu! E nasol! Trebuie să studiez! Sper că nu e prea târziu! Ok! Pot face asta! Trebuie doar să învăț cât pentru un semestru! Cât de greu poate fi? Oh, sunt atât de obosită! Dar trebuie să continui! Studiez din greu, ha? Ți-am adus niște gustări! A, ești cea mai tare! Știu! Ha? Ce se întâmplă? Șt, trebuie să învăț asta! Veioza ta pâlpâie! Cred că are ceva! Și acum s-a stricat! Nu e bine! Sper că nu ți este frică de întuneric! Stai așa! Am o idee! Da, să începem! Voi desena inimi pe un pahar de hârtie, apoi le voi decupa. Voi pune un disc de carton deasupra paharului și voi băga un bețișor de lemn prin el. Acum am nevoie de multe discuri de carton. Le voi stivui și voi face o gaură în ele și în pahar. Acum voi băga luminițele în pahar. Voi înfige bețișorul de lemn în discurile de carton. E o veioză drăguță! Oh, Mindy, asta te va ajuta să studiezi! Oh, wow! E exact ce-mi trebuia! E perfectă! Mult noroc, draga mea! Știu că poți! Da, cred că pot! Cartea asta e atât de interesantă! Dar cititul e o muncă grea! Mă face să-mi fie foame! Am nevoie de mâncare! Noroc că sunt pregătită! O să mănânc niște bomboane! Sunt minunate! Sunt atât de fericit acum! Nimic nu poate strica starea! Ce crezi că faci? Pune bomboanele în coșul de gunoi! Nu e corect! Îmi plăceau! Știi regulile? Sunt dezamăgită de tine, Mindy! Acum citește-ți cartea! Sunt prea șireată pentru ea! Am mai multe bomboane ascunse! Nu, nu pot! Sau pot? Trebuie să existe un mod de a le mânca! Stai, știu! Voi tăia un nor dintr-o bucată de carton. Apoi voi lipi doi ochi și o gură pe el. Voi aplica lipici pe margini și voi lipi un material cauciucat. Voi avea nevoie și de un fermoar. E un caiet simpatic, dar ascunde un secret delicios. E ca un curcubeu dulce. Așa da, profesoara nu va ști niciodată. Mindy, ce faci? Nimic. Ok, nu-mi strica tipul de relaxare cu chipsuri. Wow, ce cameră frumoasă! Și ce birou drăguț! M-aș simți ca acasă aici! Ce-i asta? Un cadou? Pentru mine? Nu trebuia!
Ce cu zgomotul ăsta oribil? Wow, ai auzit ce solo genial? Deci, ce se întâmplă acum? A primit răspunsul la întrebare. Tu ce ai primit? Hai să le deschidem și să aflăm. Tu de ce ai o cutie așa elegantă? Unii oameni merită lucruri mai frumoase și alții nu. Așa în viață. Wow! Uite, ce de chestii interesante! Ai dreptate! Nu știu cu ce să încep. Toate par distractive. Ce faci? Ce e? Știi ce e la spațiu personal, nu? Voiam să văd și eu. Păi, nu poți. Sunt ale mele. Oh, ăsta pare distractiv. E un dinozaur. Oare ce e? O acadea? Wow. E din ce în ce mai bine. Ce bună e! A primit și jucării și ceva dulce? Trebuie să-mi verific cutia. Sper că am ceva interesant. Ia să vedem. O să deslipesc scociul. E goală? Care-i faza? Ce dezamăgitor! Parcă aveam o acadea deja. Unde-o fi? Ce-i asta? Nu, nu e ce trebuie. Uite-o! Ce grețos! Nu pot mânca așa! O super invidiez! Niciodată nu-mi permit lucruri scumpe! Stai puțin! Mi-a venit o idee! Pot folosi cutiuța asta de plastic! Eu. Nu mai am nevoie de asta! Dă-o încoace! Hei, e a mea! O să găuresc cutiuța la fund! Apoi o să bag acadeaua prin ea! Se potrivește perfect! Uite! Wow, ce idee! Bună! Îmi dai acadeaua înapoi? Acum e acadeaua mea! Și e delicioasă! Când termin, trebuie doar să închid capacul! Așa nu o să mi se mai murdărească acadeaua! Bine, oricum am altă cadea! O să o țin în dinozaur! Am o idee genială! Ia de aici! Hei, oprește-te! Așa deci... Da! Ia uite! Wow, ce acadea uriașă! Și e numai a mea! Ce tare! Hai să ne distrăm! Gata? Hai, hai, hai! E hipnotizant! Nu mă pot opri din privit! Dar știi ce e și mai distractiv? Jucăria asta de făcut baloane de săpun! Oh, ce elegantă e! Nu vrei și tu una? Ba da! Poate fi a ta! Da? Cum? Spune-mi! Vreau și eu una, dar pot doar visa la asta! Trebuie să o pot obține cumva! Mickey? Hei! Da? Ai văzut? Nu cred! O aveam deja! Azi e ziua mea norocoasă! Am nevoie de bolul ăsta! O să arunc astea! Am nevoie de soluție de săpun! O să torn în bol! Cred că e suficientă! Hai să facem baloane de săpun! O să nu mai jucării în bol! O să o acopăr complet! Abia aștept! Cred că sunt gata! Wow! Funcționează! Uite ce multe sunt! Baloanele de săpun mă înveselesc mereu! E super! Vreau și eu să fac baloane de săpun, dar cum? Stai! Poate dacă... Cred că știu! O să folosesc paiul ăsta! Iau și paiul lui Mickey! De fapt, am nevoie de mult mai multe! Cred că sunt suficiente! O să le înmoi în bol! Vreau să acopăr toate paiele! Apoi am nevoie de un uscător de păr! Fii atentă! Iuhu! Sunt regina baloanelor de săpun! Wow! Cred că e cel mai tare lucru pe care l-am văzut vreodată! Nu te opri, Mickey! Mai fă baloane de săpun! Imediat! La la la! Unicornul ăsta cu popit încorporat e genial! Când rock! Ai grijă! Hei! Oprește-te! Woohoo! Rock! Nu mai agita prin fața mea, vorbesc serios! Oh, am întârziat la concert! Am nevoie de ochelarii de soare și orice star rock are o jachetă de piele! Am plecat! În sfârșit, îmi pot auzi gândurile! Și acum că a plecat, pot face ce vreau! Ce ochelari drăguți! Mă pot relaxa! Ah, așa mai vii de acasă! Bună seara! Sunteți gata de un concert rock? Aș putea să mă bronzez puțin? Asta da viață! Ar trebui să fac asta mai des! Ce public superb! O să vă cânt o melodie nouă! Iu, mi s-a făcut cald! Trebuie să mă răcoresc! Bine că am sticla asta cu apă! Sunt gata! La 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 la! Ce n-ai? Oh, da! La la la!
chitară! O să mai încerc o dată. Încetişor, încetişor. Yuhuu! Vreau să vă aud cântând! Și acum marele final! Mulțumesc! Vă iubesc pe toți! Nu uitați, cumpărați-mi noul album! Wow, ce concert! Cred că a fost cel mai bun de până acum. Ce s-a întâmplat aici? Serios? Îmi pare rău. Hey! Mereu face asta. Muzica nu poate fi oprită. Nu are nicio logică ce zici. Stai, ce-i ăsta? E fix ce-mi trebuie. O să-mi rezolve toate problemele. Mai întâi o să scot sticla. O să umplu cu apa mea. E suficientă. Acum o să prind dozator. O să-l răsucesc. Trebuie să-l prind bine. O să pun ceșcuța aici. Apoi o să apăs pe asta. Îmi umple ceșcuța. Ce ușor se folosește. Ar merge la fix un pahar cu apă. Mi s-a făcut sete de la atâta cântat. Ce răcoritoare e! Îmi dai și mie să beau? Nu, descurcă-te singură! Nu e corect. Poate îmi pot crea propriul dozator. Am nevoie de o sticlă și de un pahar. Mai întâi o să bag sticla în pahar. Apoi o să-l decorez. O să folosesc elefantul ăsta drăguț. Acum o să fac o gaură. O să fac în zona trompei elefantului. Trebuie să găurez paharul și sticla. Apoi o să împing un pai prin gaură. O să torn apă în sticlă. Acum poate fi folosit. Ce n-ai? Wow! Speram să ai reacția asta. Când desfac capacul, curge apa. Tare, nu-i așa? Și a fost super simplu de făcut. Wow, m-a impresionat! Ah, e fix ce-mi trebuie. Noroc! Cred că o să mai beau și eu niște apă. Mua, ce frumos ești! Mă faci super fericită! Cine-i ăla? De ce-ai poza aia? Stai, e al meu! Nu, e iubitul meu! O să-l surprind cu o cutie cadou. Serios? Păi, și eu voiam să fac același lucru. O să fie super romantic. Da, vezi să nu. Știu care e cadoul perfect. Îi plac jocurile video. Știam asta. Vezi? Și am luat și eu acadea. Asta-i tot? Serios? Eu i-am luat un suc. Și eu? Nu prea mai ai loc în cutie. N-am terminat. Bag și niște baloane. Nu mă impresionează. Sunt cam mici. Astea, da, baloane? Da, dar... Recunoaște, cutia mea e mai bună. Credeam că o să-i placă. Stai așa, știu ce pot face. Am nevoie de ceva din cutia cu jucării. Asta o să-mi rezolve problema. Mai întâi o să prind mașinuța asta de el. Apoi o să pun balonul deasupra. O să apăs pe ăsta și balonul se va umfla. Gadgetul ăsta face toată treaba. Wow, unde ai fost până acum? Nu vreau să-l sparg, o să-l leg de celelalte baloane. Nea-nea! Nu scape așa ușor, Mickey? Ba, cred că da! O să-i placă garantat! Nu se poate așa ceva! Trebuie să fac ceva! Stai! Știu! Pot folosi sucul! Bine, sticla! Mai întâi o să-l beau rapid! Oh, da! Ce bun e! Să trecem la treabă! O să bag o pâine în sticlă, apoi o să adaug bicarbonat de sodiu. N-am nevoie de foarte mult! Ok, ajunge! Acum o să torn niște oțet. De asta folosesc pâlnia, ca să nu se verse nimic. Uite ce de bule de aer! O să bag rapid un balon peste gura sticlei. Gazul îl va umfla! Uite-l cum se umflă! Cred că e gata! O să-l prind la bază și o să-l scot de pe sticlă. Am făcut la fel cu restul. Astea, da, baloane? Serios? Îți invidiez baloanele? Ai câștigat! Voiam să-i fac ceva special! Oh, nu plânge! Hei, ia un balon! Mersi! Cu plăcere! Oh, ce de opțiuni! Oh. Wow, ia uite! Oh, bună! Ce mai faci? Nu te voi costa nici măcar un ban! Da, am gusturi scumpe! Eu sunt păpușa potrivită pentru tine! Wow, ești perfectă! Mamă, mamă, o vreau pe asta! Îți faci joc de mine? Știi cât de dureroasă e faza asta? Ia-i aleasa! Bine, o luăm!
Wow, mulțumesc, doamnă! Reveniți oricând! Să mergem, dragă! Mașina ne așteaptă! Wow, sunt atât de multe jucării! Bună! Șt, îmi număr banii! Oh, scuze, o să tac! Ce jucărie să-mi iau? Oh, asta e drăguță! Cât costă? Nu mi-o permit! Sunt bogat! Uhu! Poți să mă ajuți? Ce pot să-mi iau din banii ăștia? Oh, stai să văd! E o glumă! Hei, erau banii mei! Nu pot să cred că ai făcut asta! Sunt banii mei de buzunar! I-am economisit! Stai așa, e ceva aici! E o păpușă și e gratis! Wow, e ziua mea norocoasă! Tu vii cu mine! Voi pune asta chiar aici! Mai e ceva? Această etajeră e atât de drăguță! Va arăta grozav în baie! Iată o mică motivație! Bine ai venit în noua ta casă! Vei fi atât de fericit aici! Cred că ți-e foame! Cremă delicioasă de ciocolată! Gura mare! Oh, nu! Ce-am făcut? Ți-am murdărit rochia! Îmi pare atât de rău! Există o singură soluție! Va trebui să te curățăm! Așteaptă secundă! Ceva nu e regulă? Nu avem cadă! Trebuie să rezolvăm asta! Aha! Banii rezolvă orice problemă! Am nevoie de o livrare rapidă! Wow, câtă promptitudine! Stai! Asta e o cadă cu aspect ciudat! Sunt atât de confuză! Se deschide! Așa mai merge! Arată perfect! O voi pune în baie! E atât de chic! Să o umplem cu apă! Nu e suficient de relaxantă! Știu de ce are nevoie! De inimioare drăguțe! Ok, baia ta e gata! O să-ți placă la nebunie! Wow! Vezi asta? Nu arăți prea bine! Ești super murdară! Nu se ia! Stai puțin! Voi freca mai tare! Cred că am înrăutățit lucrurile! Ce mă fac? Cred că am o idee! Vină cu mine! Wow! Baia aia arată bine! Pare să-i placă! Poate și păpușa mea să intre în cadă? Ce? Nici gând! Pleacă de aici! Ce rea e! Nu-ți face griji, voi rezolva problema! Trebuie să găsesc ceva util! Stai o secundă! Aha! O monedă de aur strălucitoare! Oh, wow! Mulțumesc! Să vedem ce avem! Nu prea multe! O să le scot pe toate! Trebuie să le văd mai bine! Cu astea trebuie să mă descurc! Nu merge! Ce e asta? Ar putea fi utilă! Da, pot să fac ceva cu asta! Să-i dăm bătaie! Voi începe prin a pături hârtia într-un triunghi! Voi crea un pliu! Acum voi face un triunghi mai mic în partea de jos! Pot să pliez partea de jos în sus! Voi face același lucru și pe partea cealaltă! Uite așa! Mă bucur că am făcut cursuri de origami! Sunt foarte utile! Sper doar să nu fac o macara! Bun, unde-am rămas? Împătuream hârtia! O să îndoi marginile înăuntru! Perfect! Apoi o voi deschide din nou! Cred că am toate pliurile necesare! Acum pot începe să o asamblez! Voi strânge părțile laterale și voi crea forma unei căzi de baie! Wow! Chiar că prinde contur? Mai e o parte de făcut! Va trebui să o lipesc! O să dau cu un baton de lipici peste! Nu vreau să se destrame! Ar trebui să fie suficient! Pot să o termin acum? Deocamdată pot lăsa asta deoparte! Am tăiat o fâșie lungă de carton! O voi rula! O să vă asigur că stă strâns! Acum o să îndoi puțin! Acesta va fi robinetul! Așa! Cada este gata! Ce părere ai? Știu, e grozavă! Să încercăm! Acesta pare un loc bun! O să fie confortabilă! Cum e apa? Stai, unde-mi sunt manierele? O să-ți las puțină intimitate! Ai terminat! Ești curată! Arăți minunat! Și miroși foarte bine! Am făcut o treabă excelentă! Sunteți gata să o faceți? Fetelor, porniți-vă motoarele! 3, 2, așteptați! 1, start! Vrum, vrum! Stă de bunie! Nu! A făcut accident! E intensă treaba! Nu pot să-mi iau ochii! E o cursă până la linia de sosire! Ai câștigat! Ești cea mai tare! Putem să ne întrecem și noi? Ce? Nu! Tu ai mașină măcar? Nu! Asta ar putea fi o problemă atunci! Niciodată nu ne distrăm! Și acum am rămas fără gustări! Dar asta îmi dă o idee! Ar trebui să mă apuc de treabă!
Voi tăia cutia, acum o voi împături. Voi face o gaură mare în mijloc și găuri mai mici în lateral. Acum trebuie să o pictez. O să folosesc acest roz strălucitor. Va arăta foarte bine. Voi aplica rozul pe cutie. Vreau un strat uniform. Exact ce-mi doream. Acum o las să se usuce. Mai sunt multe de făcut. Voi tăia semicercuri dintr-o bucată de carton. Am împăturit marginile. Acestea vor fi roțile mele. O să le potrivesc în găurile de pe laterale. Apoi voi termina de decorat mașina. Aceasta va fi capota. Vom avea nevoie de lumini. Va trebui să vedem unde mergem. Am vopsit bețișoare de înghețată cu roz. Se pot pune pe capotă. Am făcut scaune dintr-o bucată de burete. Și acesta va fi parbrizul. Să mergem! Avem o cursă de câștigat! Ce e asta? E mașina păpușii mele! Ah, sigur, dacă spui tu, nici nu va fi o întrecere! Mașina mea este turbo! Eh, eu am un băț! Hai, hai, hai! Wow, uite cât de repede merge mașina! Wow, ce nebunie! Mă atinge! Stai! Ce-i asta? Ai văzut bine, pisicuță? Ai făcut o treabă excelentă? Wow, o păpușă din gunoi! E ceva de vis! Tu stai pe lângă gunoaie? Uite ce-am găsit! Pe aia o numești păpușă? Asta e o păpușă! Wow, arată ca o prințesă! Dar păpușa mea are o casă! Bate asta? Oh, draga de tine! Trebuie să vezi asta! Are cele mai noi gadgeturi! Păpușa mea adoră să locuiască aici! E mai mișto decât casa ta de carton! Așa, deci, să te văd! Oh, chiar acum! Să facem! Bine ai venit acasă! E cam mic spațiul! E minunat să fii bogată! Putem cumpăra cele mai bune lucruri! Oh, e atât de nedrept! Adică, uită-te la hainele tale! Sunt murdare și rupte! Aș vrea să-ți pot cumpăra o rochie drăguță! Rochia asta e minunată! O meriți! Acum doar să dă mare! Știu ce să fac! Pot să folosesc pulovărul! Ce faci? O să ne prefacem că n-am văzut asta! Am o idee grozavă! Îmi voi pune păpușa în interiorul mânecii! Nu e chiar ce mi-am imaginat! Poate dacă o fășur în jurul tău? Nu, arată și mai rău! Nu merge! Ce? Stai puțin! Ce-i aia? Poate pot folosi această pungă de plastic! Da, e bună! E tipul pentru o schimbare de look! Voi tăia punga în formă de rochie! Apoi o voi pune peste păpușa mea! O voi lega în jurul mijlocului! Wow, arată uimitor! Ar trebui să fii pe podium! Ești fermecătoare! Ava, fii atentă! Ce? Îți faci joc de mine? Nu se poate întâmpla așa ceva! Este o urgență! Exact la timp! E fix ce vreau! E făcută din aur adevărat! Wow, chiar ți se potrivește! Arăt ca un star de cinema! O ador! Ia uite! Cred că o să fii invidioasă! Wow, e superbă! Ar trebui să dăm o petrecere! Ce? Nu! Noi petrecem cu elita! Mă rog! E atât de greu! Decizii! Ce pantofi ar trebui să porți? Trebuie să se asorteze cu pantofii mei! Pe aia? Nu! Avem nevoie de pantofi pentru tine! Îți placă șosetele mele? Ignoră gaura uriașă! E cam jenantă faza! Sper că n-a văzut nimeni asta! O voi ascunde repede! Mult mai bine! Dar tu trebuie să-ți găsim niște pantofi! O să mă uit în acest sertar! Poate găsim ceva util! Păi am geni! Ah, m-au prins! Trebuie să fac curat mai des! Acum e momentul ideal! Stai o secundă! Știu! Am desenat un oval pe acest burete! Acum îl voi tăia! Voi face la fel cu bureți de culori diferite! O să fie super colorați! Acum îi voi așeza unul peste celălalt! Exact așa! Voi lipi o altă bucată de spumă în jurul lor! Ok, probează-i! Wow, se potrivesc perfect! Testează-i! Scumpo, arăți bestial! Sunt eleganți și practici! Vreau și eu o pereche! Hei, Ava, uită-te la pantofii ăștia! Nu mă pot decide! Ce? Oh, wow! Sunt mult mai tari decât vechiturile astea! Hazel, scumpa mea, ești bine? Perfect, mama! Oh, m-ai speriat! Mă distrez de minune! Cred că trebuie să mai lași iPad-ul ăla și știu ce pot să fac! Am
nevoie de o hârtie cartonată. O să decupez un cadru care seamănă cu o tabletă. Acum am nevoie de o pungă resigilabilă. Apoi am nevoie de niște lipici albi. O să-l torn în pungă. Ar trebui să fie suficient. Apoi o să pun câteva picături de cerneală neagră. N-am nevoie de foarte multe. Apoi o să sigilez punga. Urmează partea distractivă. O să masez lipiciul. Vreau să le amestec omogen. Apoi am nevoie de o foaie albă de hârtie. O să colorez cu un marker. Vreau să amestec culorile. Vreau ca rezultatul să fie frumos și luminos. E chiar distractiv. E clar că o să-i placă garantat lui Hazel. O să pun punga deasupra hârtiei și o să lipesc rama deasupra. Apoi o să desenez pe pungă cu un bețișor de urechi. Dezvăluie toate culorile de dedesubt. Joacă-te cu asta, Hazel! Wow, ce tare! Fiu, ce ușurare! Trebuie să ascund iPad-ul ăsta. Wow, e uimitoare! Olivia, ești aici? Oh, lacul meu de unghii! Ce-ai făcut? Wow, ce bine arăt! Bună, mami! Bine, respiră! Nu, e oribil! Te-am prins, cumpo! Ce s-a întâmplat? Oh! Sunt model, tati! Acum înțeleg! Trebuie să rezolv problema! Stai așa, știu ce pot face! Mă întorc imediat! Pot folosi paharul ăsta, dar trebuie să desenești ceva mai întâi. O să schițez o boltă pe pahar. Apoi o să decupez cu un cutter. O să urmez conturul. N-am nevoie de bucata asta. Pot să îndepărtez și baza. Deocamdată o să o las deoparte. Am desenat forme ovale pe o bucată de carton. Acestea vor fi unghiile false. Fiecare unghie va avea un model propriu. O să fie atât de drăguțe. Acum o să le acopăr cu scoci permanent. Nu vreau să aibă denivelări. Apoi o să le decupez. Până acum e bine. O să le apuc cu o pensetă și o să le lipesc de pahar. O să le aranjez în jurul găurii. Acum o să iau o carioca roz. O să colorez gaura de jur împrejur. Vreau să arate perfect. Și o să adaug inimioare. Vreau să iasă ceva drăguț. Cred că e suficient. O să lipesc un sticker cu Barbie aici. Sunt mulțumit de rezultat. O să lipesc baza la loc. Dar n-am terminat încă. O să pun lipici fierbinte pe o bandă subțire de spumă. Apoi o să înfășor în jurul unui băț de lemn. Vreau să înfășor strâns. Fix așa. Am alte unghii false. O să le lipesc de spumă. De jur împrejur. Hai să testăm. Fix așa voiam să iasă. Ăsta trebuie băgat în pahar. A fost surprinzător de ușor. Salonul de manicură al lui Barbie își așteaptă clientele. Am avut un coșmar îngrozitor. Așa, puiule. Ce se întâmplă? Cum arată? Îți dă bine, tati? Ah, te-ai trezit. Mă simt atât de elegant. Wow, arată bine. Vrei să încerci, mami? Poftim, nu. Mai trebuie să-mi faci și cealaltă mână. Vă las singuri, pa! Ce relaxant e să faci prăjituri. N-ar trebui să dureze mult. Sper că ți-e foame, Hazel. Ami, aștept, mami. E muncă grea să fii constructor. Îmi dau seama. Nu mai am nevoie de elementele astea. Ce altceva pot face? Oh, știu. O să ajut pe mami. O să sparg ouăle astea. Pa! Wow, a fost genial. Ai văzut, mami? Da, normal că. Stai, ce faci acolo? Am nevoie de ouăle alea. Știam că o să fac asta. Trebuie să-i distrag atenția. Dar cum? Stai puțin, cred că am o idee. Da, ăsta e perfect. Am nevoie de un carton de ouă gol. Sunt gata. Trebuie să-l vopsesc. Vreau să folosesc culori intense, ca să fie cât mai distractiv. O să pictez cartonul de ouă. Vreau să acopăr golurile bine de tot. Nu vreau să ratez niciun loc. O să-l pictez pe secțiuni și fiecare secțiune va avea o culoare diferită. Acum o să le decupez. O să le pun pe alt carton de ouă. E ca un puzzle. Trebuie să potrivești toate secțiunile. Așa! Iuhu! Am reușit! A fost super! Acum o să-i arăt lui Hazel. Uite ce am aici! Ce? Ce-i ăsta? Wow, pe bune! Fii atentă! M-a impresionat, mami! Încearcă și tu! Speram să spui asta! Câtă presiune! Dar sunt gata! Iar eu mă pot întoarce la prăjitura mea! Stai, nu mai am ouă! Ah, ce enervant! Acum ce ar trebui să fac? Trebuia să fie relaxant! Au! Ce-a fost
asta? Hm? O păpușă? De ce sunt toate jucăriile astea pe canapea? Nu se mai termină! Au acoperit tot spațiul! Bine măcar că Hazel e fericită! O să mă așez aici! Vreau să-mi citesc cartea! Ah, nu! Ce mai e? Nu face asta! Situația a scăpat de sub control! Stai puțin! Ia uite! Știu ce am de făcut! Am nevoie de o bucată de carton! Am decupat un pătrat mic! Acum trebuie să-i rotunjesc marginile! Așa! Apoi o să tai un pai în bucăți! O să pun lipici fierbinte pe carton și o să lipesc de el bucățile din pai! O să aștept să se usuce lipiciul! Vreau să fie prinse bine! O să adaug mai multe bucăți de pai pe partea cealaltă! Începe să prindă formă! O să acopăr partea de sus a cartonului cu lipici! O să-l întind cu o pensulă! Trebuie să fie acoperit uniform! Apoi o să presar clipici deasupra! Wow, strălucește! Un scaun demn de o păpușă! Sper să-i placă! Poate comodă, dar o să am nevoie de mai multe scaune! Wow, mersi, mami! Acum păpușile mele pot sta confortabil! Wow, par atât de relaxate! Au, iarăși! Pe cine m-am așezat? Aoleu, nu e bine! O să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic! Sper ca Hazel să nu observe! E timpul pentru vacanță! Am mare nevoie de una! Abia aștept! Dar unde e valiza lui Barbie? Ah, nu e corect! Vreau să merg și eu cu avionul! E o păpușă! Nu are nevoie de valiză! Îmi pare rău, Barbie! Bine, stai puțin! Oh, majordom! Da, doamnă, ce s-a întâmplat? Trebuie să faci ceva în legătură cu asta! Stați să mă gândesc! Cred că pot rezolva problema! În primul rând, am nevoie de o foaie de hârtie! O să pun un bol deasupra și o să-i trasez conturul! Nu mai am nevoie de ăsta! Acum o să-l decupez! Am tăiat o bandă de hârtie cartonată cu marginea zimțată! O să o acopăr cu lipici! Trebuie să fie foarte lipicioasă! Apoi o să lipesc de cerc! Vreau ca triunghiurile să fie orientate în jos! Apoi o să unesc capetele! Acum pot să-l întorc invers! Voi adăuga puțină culoare, după care vreau să fac găuri în el! Acest instrument e perfect pentru această sarcină! Face găuri mici în hârtia cartonată! O să fac un model în acest cerc! Acum am nevoie de sfoară galbenă! O să folosesc instrumentul pentru a trece sfoara prin găuri! Vreau să creez o buclă! Fix așa! Apoi o să fac un nod în sfoară! Așa o să-l împiedic să alunece prin găuri! O să trag șnurul în exces din cealaltă parte! Voi repeta procesul până când voi obține asta! E ca un păr auriu, dar nu e chiar gata! Am desenat o față pe o altă bucată de hârtie cartonată! O să lipesc fix aici! Trebuie să facem ceva cu părul ăsta! Ce zici de niște codițe împletite? Wow, ce coafură chic! Arată fix ca păpușa! Și trebuie să aibă o fundiță în păr! O să mai fac un cerc! Și apoi o să le prind între ele cu scoci. O să le închid pentru a crea o valiză. Și o să le fixez cu altă bucată de scoci. O să întorc valiza invers. O să fac roți din hârtie cartonată colorată. Apoi o să atașez un mâner. Asta o să-l mențină pe poziții. Mânerul glisează în sus și în jos. Acum are loc pentru lucrurile importante. Cercei, de exemplu. Niciodată nu poți avea prea mulți. Accesoriile întregesc cu orice ținută. Acum pot să închid. Cred că suntem pregătiți. De ce durează așa mult? Wow, uite! Păpușa mea are valiza ei! E perfectă! Iu! Acum putem pleca? Vreau să ajung mai repede la plajă! Iuhu! La revedere! Trimiteți-mi o vedere! Mi-am terminat treaba! Mă duc la plajă! Ăsta da festin! Cu ce ești îmbrăcată? Nu prea e o ținută potrivită pentru cină, nu-i așa? Dar nu-i bai! Am aici o rochie! O să te ajut să te îmbraci! E un pic cam strâmtă. Stai puțin, aproape am reușit. Sau nu? Căh, a căzut în crema de ciocolată. Poate nu e distrusă. Nu, e murdare de ciocolată. Nu arată bine deloc. Ups, nu mai poți purta. Ce putem face? Stai puțin, am o idee. Și e genială! Am nevoie doar de jeleurile astea! E timpul pentru o transformare! De fapt, poate ar trebui să-ți ridici brațele! Așa e mai bine! O să-ți așezi jeleurile pe piept!
O să le încrucișez, apoi o să tai un jeleu în fâșii. O să ți le pun în jurul taliei. Am obținut o fustă genială! Arăți fabulos! Dar ținuta nu e completă! Ai nevoie de niște pantofi! O să-ți lipesc un ursuleț gumat de talpă și apoi e timpul să creștem temperatura! Uscătorul meu de păr va face toată treaba! Îți va topi ursulețul gumat de pe talpă și vei avea pantofi la comandă! Vor fi super exclusiviști! Wow, sunt superbi! Dar n-am terminat încă! O să-i înmoi în ciocolată! Doar Barbie trebuie să aibă pantofi roz! Au nevoie de tocuri! Hai să-i ducem la nivelul următor! O să-i înmoi în aceste bombonele colorate! Vor fi super eleganți! Wow, sunt perfecți! Te invidiez! Arată atât de bine că i-aș mânca! Nu mai rezist! Vreau să văd ce gust are! Mmm, ce fustă delicioasă! Scuze, Barbie! Wow, nu cred! Îmi place Hello Kitty! Oh, un măr! Ce captivant e! Stai puțin! Mi-a venit o idee! Da, ar putea funcționa! Sunt gata! O să pun mărul pe un tocător. Trebuie să tai din el două triunghiuri mici. Am nevoie de o scobitoare ruptă în două. Le înfig în bucățile de măr. Celălalt capăt poate intra în măr. O să pun câte una pe fiecare parte a mărului. Până acum e bine. Apoi voi înfige o frigărui în centrul mărului. O să înmoi mărul în ciocolată topită. O să lung peste tot. Mi-e mult mai ușor dacă folosesc o spatulă. Am făcut trei biluțe din fondant. O să le aplatizez pe fundul unui pahar. Fix așa. E foarte simplu. Astea vor fi decorațiunile pentru mărul meu. A, e o fundiță drăguță! O pot pune pe măr! Ăsta e locul perfect pentru ea! O să-i fac o față tot din fondant! Wow! Arată uimitor! E delicios și adorabil! Ia să vedem ce gust are! Ce-a fost în capul meu? Uite ce ochi are! Nu pot să mănânc pisicuța asta! Ok, a sunat cam ciudat! Nu te mai uita așa la mine! Există o singură soluție! O să-mi pun mască pentru ochi! Așa mai vii de acasă! Acum îl pot mânca fără să mă simt vinovată! Mmm, e atât de bun! E cel mai bun măr pe care l-am mâncat vreodată! A mai rămas un apțipilt cu dovleac! Și îl lipesc fix aici! Asta nu poate însemna decât un singur lucru! Iuhu! A venit Halloween-ul! Abia aștept! Pot să mănânc o tonă de dulciuri! Aha! Stai! Ambalaje goale? Sigur găsesc niște gustări gustoase pe aici! Cred că m-am înșelat! Ce dezamăgitor! Stai, nu m-am uitat sub asta! Uite, caramele! Știam eu! Abia aștept să le mănânc! Stai puțin! Am o idee mai bună! Da, va fi super! O să scot caramelele din ambalaje, dar nu pot să le mănânc! Am nevoie și de o grisină! O să lipesc carameaua de ea! Trebuie să modelez carameaua! Vreau să arate ca un os! Fix așa! Apoi o să fac același lucru la capătul opus! Ce distractiv e! Acum are formă de os, dar nu are culoarea potrivită! O să-l înmoi în ciocolată albă! Așa! Trebuie să acopăr ambele părți, așa că voi folosi cleștele ăsta! După ce am terminat, pot să-l scot! O să aștept să se scurgă ciocolata în exces! Apoi voi aștepta să se întărească! Dar n-am terminat! Am umplut un bol cu pudră de cacao! Voi muia o pensulă de machiaj în cacao și o voi folosi pentru a colora osul! Așa o să pară vechi! E super interesant! Wow, ce realist arată! Hmm, stai, e cineva la ușă? Ne dați sau nu ne dați? Wow, ce n-ai? Aha, osul! Nu vă îngrijorați, e gustarea mea! Mmm, ce crocant e! Fix cum îmi place! Cred că ar trebui să plecăm! Gata! Fundița e la locul ei! Îți stă foarte bine cu ea! Hmm? Ce-i aia? Nu, nu cred! E ziua ta de naștere? La mulți ani, ursulețule! Trebuie să facem ceva special! O să începem cu tortul! Avem un tort? Îmi pare rău, dar știu cum să rezolv problema! Așteaptă-mă aici! Mai întâi voi topi ciocolata albă într-un bol! Mmm, arată bine! Apoi voi presăra bombonele colorate! Tuturor ne plac! Acum o să amestec totul! Aș mânca rezultatul chiar acum! Dar e pentru ursuleț! Am formele astea de înghețată! O să pun ciocolata în ele cu o lingură! O să mă asigur că am destulă în fiecare formă! Dar le voi umple doar pe jumătate! Acum o să adaug bețișoarele de înghețată! Voi pune câte un biscuit în fiecare formă! Și apoi mai adaug ciocolată deasupra! Vreau să acopăr biscuitul
biscuiții. Apoi o să bag forma la congelator. O oră ar trebui să fie suficientă. Acum pot adăuga ultimele detalii. Are nevoie de urechi și de un nas. O să fac ochii din fondant negru. O să înmoi un mini cornet în ciocolată și apoi în bombonele colorate. Apoi am nevoie de o lumânare. O să lipesc decon. Ha, ce drăguț e! Ăsta poate fi lipit pe înghețată. E ca o pălărioară de petrecere. Wow, îmi place la nebunie. Arată uimitor. Hei, ursulețule, am ceva pentru tine. Nu? N-o vrei? Vrei să-mi o dai mie? Ok, sună bine! E delicioasă! Mulțumesc, ursulețule! Oh, ce bine arată! Wow, n-am mai văzut asta până acum! Stai! Ce-i asta? Ce de like-uri! Sunt atât de multe! Iar dulciurile arată delicios! Cine e la ușă? Cred că trebuie să deschid! Stai așa, vin! Da? Nu e nimeni aici! Ciudat! Stai! Ce-i ăsta? Cineva mi-a lăsat trandafiri! Wow, ce drăguț! Ah, sunt de la Nick! E atât de romantic! Trebuie să le fac o poză! Sunt atât de frumoși! Stai puțin, am o idee! Da, o să iasă super! O să am nevoie de multe bomboane! Mai întâi voi îndepărta ambalajele! Apoi trebuie să topesc bomboanele! Pentru asta o să le pun într-o tigaie! Și o să cresc temperatura! N-ar trebui să dureze mult! Miros foarte bine! O să le amestec! Nu vreau să ard bomboanele! O să amestec constant! Vreau să-și schimbe culoarea! Așa că voi continua să amestec! Ah, asta voiam! Acum pot opri plita! O să pun un inel metalic în tigaie și o să-l acopăr cu sosul din bomboane! O să împing tulpina unei flori prin el! Nu trebuie să mă grăbesc! Dacă fac o mișcare greșită, se va distruge! Vreau să îmbelesc trandafirul în caramel! Apoi voi aștepta să se întărească! Wow, uite cum arată! N-am mai văzut așa ceva! E un trandafir dulce și delicios! O să postez poza pe rețelele de socializare! Trebuie să mă laud cu rezultatul! Acum pot să-l mănânc! E foarte bun! Wow, sunt genială! Ce-i asta? Wow, lumea iubește ideea! Eram sigură! Merit ceva bun pentru asta!